Bun găsit! Nu știu în ce măsură expresia facială exprimă ceea ce simt eu acum, o bucurie, mai ales una interioară, datorită faptului că mă aflu într-un loc pe care îl iubesc, este vorba despre bucătărie și mulți dintre voi sunteți cumva familiarizați cu această latura mea. Am scris despre diferitele experiențe pe care le-am avut prin diferite restaurante, dar am zis că a sosit momentul să mă implic mai mult, să merg acolo unde se formează gustul. Cum, din păcate, eu nu mă pricep așa la toate pe lumea asta, am ales să aduc alături de mine oameni care știu ceva mai multe despre bucătărie. Astăzi un bun prieten, Bogdan Sturzea, și proprietarul restaurantului în care ne aflăm, la Proțap. Bun găsit în primul rând! Bine ai venit! Mie îmi vine din ce în ce mai greu să vorbesc, fiindcă mă gândesc la ceea ce urmează și papilele mele gustative sunt deja în delir. O să te rog pe tine să spui ce ne pregătești astăzi. Bine ai venit, Stelu! Suntem într-un restaurant românesc și o să vorbim și o să facem mai mult din bucătăria românească. O bucătărie simplă, dar extrem de gustoasă. Absolut. O să începem cu începutul, cu cel mai vechi mod de preparare a cărnii, și anume proțapul. O să trecem puțin prin legume. Un proțap de berbecuț. O să trecem puțin și prin legume, pentru că e nevoie să asortăm puțin carnea cu ceva carbohidrați și o să facem o fasole bătută românească. O să avem un preparat secret, un preparat al restaurantului, și o să încheiem cu o plăcintă dulce sărată de brânză cu foi crețe. Tu le faci pe toate? Trebuie, o să mă ajut și tu. Ok, ok, zic să nu te bazezi foarte tare. Eu cred că o să iau unul dintre castroanele astea și o să mă retrag la un moment dat. Bun, cred că așa din experiența mea nu foarte vastă, proțapul este cel care ne va da cea mai mare bătaie de cap din punct de vedere al timpului și el este cel pe care ar trebui să-l demarăm. Sigur, care ar trebui să demarăm. Nu ne-a dat de cap începând cu două zile în urmă, pentru că de la sacrificarea animalului a trebuit să începem să lucrăm, am lăsat carnea să se răcească, am folosit un baiț al nostru, despre care o să vorbim puțin mai târziu, în momentul în care... Trebuie să ne spui toate secretele, să știi dacă ne-ai primit în restaurantul tău, nu mai absolut, absolut. Stelian, orice preparat, ca să iasă așa cum trebuie, are nevoie de un ingredient secret, cel puțin în bucătăria românească. Suflet. Ceva mai mult de atât. Sufletul prunii. Ceva palpabil. Așa este. Ca să putem să începem treaba, o să te rog să gustăm un păhărel de țuică înainte. În condițiile astea e sigur că o să ne duce misiunea la... Cu siguranță, tot o să fie... Eu mă bazez pe tine în cazul ăsta. Sigur, și mai avem ceva românesc aici. Avem o slănină cu care putem să asezonăm. Să nu fie, sigur. Ia să vedem. Luăm cu mâna, nu? Că așa se mănâncă românește. Absolut. Vezi cum e o slăniță de casă, că se simte sigur savoarea aia. Sigur, și țuica este la fel, o țuică de prună din sud. Nu foarte tare, dar... Senzațională. Am spus întotdeauna că nu prefer pălinca, deși pălinca are calitățile ei, pentru că nu reușesc să-i mai simt gustul. Însă țuica este... Exact licoarea aia care îți oferă plăcerea de a simți fiecare aromă din fructul care s-a sacrificat până la urmă ca să ajungă în ceșcuța asta. Stelian, după ingredientul principal al bucătăriei noastre, vom încerca să oferim berbecului rolul principal. Să-l urcăm pe podium, acolo unde îi stă foarte bine. Și eu zic să începem spectacolul, nu? Chemăm ajutoarele noastre. Tu ești șeful, te rog. Sigur. Jean, Ionuț.
Eu acum m-am încălzit foarte tare, nu știu dacă este de la foc sau de la ingrediente, la minune pe care la, o folosești. De la amândouă. Ia, dă-te un salutare, o parte. Salutare! Salut! Ia să vedem. Este foarte importantă temperatura cuptorului. Ai idee, așa, la nivel teoretic, cam câte grade sunt 360, acum 360-380 de grade. Spuneam că este foarte importantă temperatura, cât și viteza de rotație a broțapului. Ea este calculată în așa fel încât animalul să-și piardă cât mai puțin din grăsime și din suc. A să nu fie o carne uscată. Exact, exact. Stelul, așa cum îți spuneam, este foarte important să avem o temperatură optimă în, în broțap. Un baiț ok. Cred că îl avem aici. Îl avem acolo. Mine, da? Așa cum îți spuneam, este un baiț... Dar să nu zic că n-am făcut nimic. Da, executat 100% din ingrediente românești. Ce conține? Haideți să-l vedem. Conține, în primul rând, morcovi pentru culoare. Asta e culoarea. Așa este. Conține vin pentru frăgezirea cărnii. Un vinal. Depinde foarte mult de vârsta animalului. Pentru că dacă animalul este un pic mai bătrân, se folosește vin roșu. Și este foarte important ca vinul să fie sec. De asemenea, ingrediente simple, ulei, puțin oțet și câteva ierburi specifice fiecărui restaurant sau fiecărui... Ăla e ingredientul ăla secret, exact, cu care se laudă fiecare bucătar. Exact. Ceea ce încercăm să ne apropiem, exact, cât mai mult de modul de în care găteau străbunii noștri. Sigur. E drept că nu mai sunt nici legumele cum erau, nici carnea cum era, dar ceea ce ne stă nouă în putință, încercăm să facem să ne apropiem cât mai mult de perioada. Exact, exact. Haideți să vedem pentru despre ce e vorba. Orice mic detaliu de acest fel îi dă un gust apart. Și un plus valoare. Sigur. Ia să vedem. Și atunci o să încercăm să facem ceea ce făceau strămoșii noștri. Adică să turnăm... baițul într-o strachină. Și cu un șomoioc dintr-o cârpă, pentru că ei exact asta foloseau, începem să lungem. Temperatura... Practic ar trebui să fie uniform și cred că temperatura acolo e destul temperatura de ridicată. Temperatura este extrem, extrem de ridicată. Vorbeam de faptul că o carne trebuie sezonată cu legume, nu? Bun. Îi oferim puțin carbohidrați și atunci o să facem o fasole bătută. Cine o bate? Românească. Amândoi, ți-am zis că trebuie să mă ajuți. Perfect. Da? Și după ce punem fasolea la fiert, o să facem acel produs specific al nostru, da? Cu care o să ne delectăm. Bun, fasolea mai târziu. Văd că e deja fiartă sau doar înmuiată? Fasolea este muiată, a stat la muiat o zi. E foarte important. De ce trebuie să stea la muiat? O să te rog să spui tu. Era un banc, știi, la un moment dat soțul îi spune soției, întoarce-te că ai mâncat ceapă, la care ea spune, da, dar și tu ai mâncat fasole, știi, așa că... Cred că toată lumea știe despre ce este vorba. Haideți să mergem mai departe. Ne apucăm de fasolea bătută. Abia așa. O să punem boabele la fiert. Pe o plită cu lemn de fan, exact așa cum se făcea odată. Este foarte important să fiarbă la foc molcom, astfel încât boabele să fie pătrunse. Extrem de bine pătrunse, pentru că fasolea bătută practic este o pastă. Să nu prinzi ghemotoacele alea prin gură, să nu boabe ne pierde. Sigur? Bun. O să o lăsăm cam o jumătate de oră, timp în care ne apucăm de produsul nostru secret. Haide să-l vedem. Cel nășit de tine. Noi îi spunem ceva. Uite, vezi, și în timp ce pregătești tu vezi de treabă. Lasă-mă pe mine să vorbesc, dacă eu tot nu fac nimic măcar să vorbesc. Vezi cum mâncarea leagă prietenii, că până la urmă noi așa ne-am cunoscut. Absolut. Am văzut o fotografie la un moment dat postată de tine cu acel ceva. Mi-a plăcut foarte mult și tu mi-ai adresat invitația, hai să mănânci. Și din momentul ăla, eu spun întotdeauna că poți avea mare încredere în oamenii care gătesc bine. Mulțumim. Fiindcă ei cu siguranță pun suflet în ceea ce fac și atunci în oamenii cu suflet poți avea încredere. E, și a fost această mâncare, ca să le explicăm oamenilor despre ce e vorba, care nu avea un nume. Sigur. Și am spus eu, băi, am fost la un restaurant și am mâncat ceva, fiindcă nu știu ce nume avea.
Și tu ai spus, domne, din momentul ăsta preparatul nostru se va numi ceva. Așa să-i rămână numele. Acum mă simt foarte bine că sunt nașul a ceea ce vom mânca. Așa. Căci așa a rămas numele. Acum e rândul tău, povestește-ne despre ce este vorba. Stelian este un produs extrem, extrem de simplu. Pentru că are nevoie de foarte puține ingrediente. Numai că gustul lui, acel gust minunat, este dat de dragostea cu care îl preparăm. Deci îl țin continuare secret. Știu că nici data trecută n-ai vrut să-mi spui ce conține. Absolut. Am intuit eu așa în linii mari, dar mai sunt câteva ingrediente foarte bune, dar nu-mi dau seama despre ce este vorba. Haideți să vedem. Avem nevoie de carne de porc și de carne de vită. Carnea de porc să fie foarte, foarte puțin gras. Carne de vită, dacă se poate, mușchi, câteva ierburi care sunt speciale pentru această carne și de pâine. Pâinea, dacă ar putea să fie de casă, ar fi perfect. Noi folosim acum pâine, de regulă folosim niște chifle care la noi în zona aici în sud se numesc pitișoare. Carnea este deja preparată. O carne tocată. Este foarte important să conțină foarte multă ceapă și foarte mult usturoi. După gust, ea poate să conțină și ardei iute, pe care noi acum o să-l punem la sfârșit deasupra produsului. Pentru că nu mănâncă toată lumea cu ardei iute. Deci face așa ca niște chiftele. Exact. Ceva mai mari. Ca un fel de pleșcăviță. Românească, da. Acum totul e românesc. Grătarul trebuie să fie extrem de bine încins, astfel încât să nu avem probleme cu carnea. Trebuie să fie bine făcută. Am spus că ea conține și carne de porc, astfel încât nu putem să spunem că o facem mediu sau să fie mai puțin făcut. Ea trebuie să fie bine făcut. Asta mai durează câteva minute. Înțeleg că te-ai gândit și la un desert. Sigur. O să preparăm o plăcintă de brânză specifică sudului. Plăcintă de brânză cu foi crețe. Am adus și foile de plăcintă, brânza, ingredientele pentru plăcinta pe care o să o facem. Dar pentru că chiftelele de pe grătar sunt aproape gata, o să perpelim puțin feliile de pâine. Și în 2-3 minute avem gata produsul nostru minunat. Cel mai bun gust este cu cel de pâine de casă. Și acum o să facem ceea ce am vorbit ceva mai devreme. Adică avem două posibilități. Produsul se poate adresa atât celor care mănâncă picant, cât și celorlalți. Putem presăra foarte, foarte puțin ardei iute, cățel întregi sau țintăiate. Noi aici avem un ardei extrem de iute, să vedem cât... Zic să mai las și fără ardei. Sigur, o să facem doar două cu ardei. Te rog, ești nașul produsului, așa că... Aoleu, de când aștept momentul ăsta... Este foarte important ca tu să fii primul care îl deguști. În primul rând, miroase senzațional. E ca și cum aș reîntâlni cu un prieten vechi. Așa este. Fix ăsta este sentimentul. Mi-aduc aminte cu precizie momentul în care am gustat prima dată preparatul ăsta. Nu s-a schimbat deloc, parcă este și mai bun. Și să știi că poți să-i mai alături încă un prieten, un vin alb demisec. Facem puțin loc, pentru că urmează partea dulce sau puțin mai dulce. Avem foarte mult loc aici. O să facem o plăcintă cu brânză. Este echivalentul dolangaciului
plăcintă bulgărească cu foi crețe. La noi se numește, cel puțin aici în sudul Langaci, nu știu cât este de bine cunoscută. Nu avem nevoie de, la fel ca și la celelalte preparate înainte, nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, avem nevoie de foi de plăcintă, pe care este obligatoriu să le facem cu o seară înainte, să le ținem la rece. Foi pe care să le tragem extrem, extrem de subțiri. Avem nevoie de brânză, poate fi orice fel de brânză. Telemea de vacă, după brânză gust mai de sărată, mai puțin sărată. Sigur. Te-am surprins un pic mai devreme în dorința de a câștiga timp. Ai uns tava, am văzut, cu ulei. Cu ulei. Ai pus un pat din foile pe care deja le-ai preparat. Exact. Care e pasul următor? Pasul următor este să luăm fiecare foaie în parte, să radem puțină brânză. După care, la fel, fiecare foaie în parte trebuie încrețită, exact, cred că doamnele se pricep mai bine, exact cum se încrețește un material atunci când se croiește o fustă. Acesta este procedeul. Fasolea e aproape gata, dar pentru că violența este interzisă la televizor... Am bătut-o în momentul de publicitate. Am bătut-o în spatele pauza camerelor. O mai lăsăm un minut, două. Avem sosul pregătit. Este, bine. Este un sos de ce casă, usturoi, ceapă, călite și bulion făcut în casă. Le-am călit pe foc împreună cam 5 minute. O să mai umb puțin proțapul, pentru că într-o jumătate de oră el o să fie gata. E aproape gata, deja arată comestibil. Exact. Deci ai fiert-o. Am fiert-o, am bătut-o. Spune-mi ce ai mai pus în ea. Am pus usturoi. O să simți la gust. Tradiția românească. Usturoiul e așa un fel de zeu al condimentelor. Aș fi fost tentat să spun românești, dar cred că e chiar la nivel internațional. Sigur. Și mă gândesc la usturoiul chinezesc pe care îl găsim în piață. Absolut. Iar este foarte important să folosim usturoi românesc, pentru că nu dă acea tentă de culoare albastră preparatului. Unul la mână și am senzația că usturoiul ăsta chinezesc, pe lângă faptul că este foarte iute, sau din cauza că este foarte iute, nu prea mai simți aroma. Așa. Și atunci, cu siguranță, câștigător din bătălia asta iese usturoiul românesc. Încercăm să pregătim platoul nostru, pe care deja am pus... avem aici cam 60% gata. Venim, ai apucat să guși din sos? Am gustat. Nu te lași absolut. Eu vorbesc din ce în ce mai puțin, deloc, fiindcă îmi e din ce în ce mai greu. Este gata. O să-l montăm. Pe ca să simt momentul să-ți dau și o mână de ajutor. Ia fii atent. Te rog, mulțumesc. Mai mulțumesc. Bine. Merge mult mai repede așa. Ai văzut că și băieții erau în echipă de doi. Am adus și o varză murată. Așa că pentru fiecare produs în parte... Doamne, cum poate să miroasă fritura asta? Că am zis că ne apropiem de origini. Așa că o să mușcăm din castravete, nu o să-l tăiem. Spune tu că eu nu mai pot. Așa. E rândul tău, Stelu. Ar trebui să gust? Ce cu sticla aia acolo? Te rog. E octombrie, nu? Sfârșit de octombrie. Octombrie. Ne ducem spre noiembrie cu viteză mare. Avem aici un vin de struguri înghețați. Este un vin produs din struguri... Lăsați la... Lasă-mă să traduc un pic. Mi-ai dat ingredientul de început. Înțeleg că ăsta este ingredientul de... De mijloc. De mijloc de și ăla de final? Ăla de final o să vezi la sfârșit. Stelu, aștept părerea ta. Nu sunt un fin cunoscător, dar așa cum spuneam, ușor o să învățăm. Am un proiect în sensul ăsta. Dar mă bazez pe bun simț, în primul rând. Doamne, e senzație,
recunosc că n-am mai avut ocazia până acum să beau așa ceva. Mie îmi plac băuturile aromate pe de o parte și dulci de cealaltă parte. Vinul ăsta este exact ce am eu, o glumă pe care o folosesc destul de des, deja cred că e și demodată, exact ce mi-a prescris medicul. E un vin aromat, dulceag și cred că este tot ce trebuie ca să spui că ai trecut printr-o sărbătoare a gustului. Abia aștept să ne înfructăm din platoul ăsta. Mai avem plăcita. Cât mai durează ai idee? Cred câteva că minute ar trebui să fie gata. Hai să ne bucurăm de vinul ăsta. Vă rog, încă o dată. Suntem aproape gata. Lipsește dulcele și cred că e momentul să rostim cuvântul ăla magic. Hai să strigăm împreună de data asta. 1, 2, 3. Jeanne! Haideți să vedem ce ne aduce Jean. Ar trebui să fie... plăcinta de brânză cu foi crețe, dulangaciu, care e... Mulțumim tare mult! Dulce sărat! Plăcinta cu brânză, da? Dulangaciu, așa cum este ea denumită aici în sud. Bogdane, îți mulțumesc tare mult pentru toată această demonstrație în forță. Avem ceva, așa se cheamă. Sigur. Avem o fasole bătută extraordinară, un berbecuț făcut la proțap, cum este din ce în ce mai greu să vorbesc. Avem murături de casă, varză de casă și cele din urmă un desert senzațional. Îți mulțumesc încă o dată tare mult, vă mulțumesc și vouă, dar promit să revin cu discuții cel puțin la fel de savuroase și de gustoase. Până atunci însă vă aștept cu un subscribe pe canalul de YouTube și ce să vă spun, poftă bună și fiți cumpătați!